După lărgirea șoselei la patru benzi, amenajarea unei linii duble de tramvai, trotuare, piste de biciclete și spațiu verde, proiectul primăriei Timișoara de modernizare a căii bogdăneștilor a ajuns în etapa reluării circulației tramvaielor. De astăzi, tramvaiul 5 revine pe traseu din Ronaț până la stația Meteo, Pădurea Verde, la șapte ani de când a fost scos de pe traseu. Tramvaiul 5 e din nou pe linii după o așteptare de șapte ani. Reconectăm Ronațul cu capătul celălalt al orașului cu tramvaiul. Sunt încrezător că tot mai mulți Timișoareni vor alege deplasarea cu tramvaiul, având în vedere că avem condiții de călătorie mult mai bune. Tramvaie noi, infrastructură nouă, stații de așteptare accesibile tuturor. Lucrările nu s-au terminat, continuăm la solventul. În viitor, linia de tramvai va continua prin pasajul și podul de la solventul până la depoul din Dâmbovița și va conecta mai bine zona Ronaț-Blașcoviț de oraș, a declarat primarul Timișoarei Dominic Friț. Astăzi, la ora 18.3 tramvaie vor pleca din bucla de pe calea Bogdăneștilor pe traseul Bogdăneștilor cetății, bucla Torontalului, după care vor parcurge traseul normal, întrucât lucrările de modernizare a bulevardului nu au fost încă recepționate, iar constructorul mai execută retușuri într-o primă etapă de luni până vineri între orele 9.30-15.30. Traseul liniei 5 va fi deviat de la intersecția Bogdăneștilor cetății spre bucla de pe calea Torontalului. În restul zilei, dar și în zilele de de sâmbătă și duminică, nu se va circula de viat. Totodată, până la recepționare, linia 5 tramvaie este dublată de linia 5 autobuze, care își păstrează programul și traseul. Valoarea totală a investiției de pe calea bogdăneștilor este de aproape 150 de milioane de lei, dintre care 91 de milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar restul sumei provine de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.